Dragi prieteni, vă salut la un nou live. Sunt din nou cu fratele Mihai Levi Marian, care e păstor în Biserica Sfânta Treime din Zalău. Vizitați site-ul nostru pentru foarte multe resurse, sf3.ro. Până atunci aș dori să discutăm despre un subiect foarte important pentru noi. Ar trebui să fie important pentru biserică, pentru familii, chiar și pentru cei care nu au copii. Și anume despre prezența copiilor în adunări. Recent mă uitam la o introducere din slujba unei biserici și printre primele slide-uri care se derulau la o biserică care are transmisie live, un slide era copiii să se ducă la mama și copilul. La mama și copilul sau la alte programe, la alte programe din timpul slujbei, și se avertiza într-un alt slide pe lângă ăsta ca mamele să-și ia copiii de acolo ca să nu fie deranjată transmisia live a bisericii. Bun. Am dat doar un exemplu pentru a introduce subiectul acesta al scoaterii copiilor din adunare, dacă e ok, dacă nu e ok. Din închinarea adunării. Da, din închinarea adunării. Despre asta vorbim. Sunt mai multe variante prin care copiii scoși din adunare. 1. Îi scoși copiii foarte mici, trimiși cu mama la camera mama și copilul. Soția mea a avut experiența asta, noi am avut experiența asta, vreo 2 ani de zile, nu poți auzi nicio predică, pentru că la mama și copilul e război, de fapt, sau e tacla, da? Ca pe marginea șanțului, sau îs făcute programe speciale, paralele cu slujba de închinare a adunării de duminică dimineață, sub pretextul că părinții nu pot asculta nimica dacă copiii sunt acolo. Ok. Acum, noi recunoaștem că în adunare copiii uneori deranjează. Ce facem? Amândoi predicăm Evanghelia, predicăm cuvântul, știm că e greu să predici în timp ce copiii nu sunt atenți. Ce facem? Predicăm la... facem duet, triolet și ce mai există cu toți copiii din adunare. Scoatem copiii din adunare. Care e soluția, da? Care e soluția? Care e soluția? Păi trebuie să pornim... de la argumenta un pic sau discutăm un pic despre premiza că copiii ar trebui să fie în adunare. Okay. Asta ar fi prima chestie care să discutăm. Și cei mai mulți nu afirmă premiza asta. Din contra, pornesc cu o altă premiză, și anume că ar fi cadre mai potrivite pentru copil, mai pe înțelesul lui. Poți să dau niște replici? Ca să unii vor rezona cu argumentele astea, da? Copiii sunt prea mici, nu înțeleg nimic. Să răspund? Da. Sunt două aspecte. Unul e fals. A spune că nu înțeleg nimic e total fals. Copiii poate nu înțeleg foarte mult la o anumită vârstă, la 2 ani, la 3 ani, la 4 ani, dar chiar nimic e total fals. Am văzut un clip, nu știu dacă l-ai făcut public sau nu, în care Nathan zicea că el vrea să meargă la baptiștii reformați, da? El a înțeles măcar atât că există un timp și un loc în care se strâng baptiștii reformați. Nathan are 2 ani și 2 luni, apropo. Da. Și probabil că din ceea ce s-a întâmplat acolo, din discuțiile dinainte, de după, el a înțeles că e un loc în care e de dorit să te duci, în care familia vrea să meargă, un loc în care frații se bucură. Deci au înțeles niște lucruri. Poate niște lucruri care i s-au transmis și le-a înțeles chiar non-verbal. Poate el nu înțeles din predica mea de 50 de minute, poate absolut nimică, dar poate chiar non-verbal i s-au comunicat niște lucruri. Corect. Au văzut că lumea e atentă, au văzut că e ceva important. Că se deschide de fiecare dată Biblia. Corect. Că toată lumea tace. Exact. Deci ceva au învățat. La 3 ani mai mult știe, la 4, la 5, deja de la vârsta de... chiar aș zice și de la vârsta de 3-4 ani, dacă stai de vorbă cu un copil, vei vedea că are o aptitudine teologică foarte, foarte mare. Da. De exemplu, Calvin, l-am înregistrat odată, ți-a trimis un clip, băiatul meu cel mare, pe la vreo 3 ani și 8, 9, 10, nu știu exact, în care te-a întrebat cum l-a făcut Dumnezeu. Pe Moise Dumnezeu. Pe Moise Dumnezeu, da. O atenție la text foarte, foarte precisă, care mulți adulți n-ar fi sesizat-o. Sau discuții care le am cu fetele mele, care de asemenea
La 11 ani mai mare, la 6 ani, dar și înainte aveam discuții. De exemplu, odată când citeam din Geneza și a pus o întrebare, cea mică, cred, despre ordinea creației și cum a fost lumină înainte de soare. Da? Întrebări care se pun în cărți de teologie. Da, sau cărți... unii atei, li se pare o întrebare foarte bună. Exact. Unor atei. Deci, asta e primul fals, este că copilul nu înțelege nimic. E absolut fals. Înțelege. Da, și că nu, și că totul se înțelege doar dacă înțelege toate cuvintele. Da. În timp ce există un cum ai bine ai precizat, un mesaj non-verbal transmis prin simpla noastră prezență acolo, de fapt nu e simplă, prin tot ce facem noi acolo. Bun, o altă obiecție. Copiii ne deranjează. Adică nici ei nu prea înțeleg multe, acum spunem înțeleg totuși. Da? Dar ne deranjează, nu mai putem să fim atenți. Da, aici arăți două aspecte. Deci, da, într-adevăr, un copil care e nedisciplinat deranjează. Adică vrei să spui că problema părinților? Că deranjează. E și o problema părinților, dar chiar un copil, să zicem, cu minte, bine educat, la un moment dat, e un copil, da? Scapă ceva pe jos sau așa mai departe. Și, într-adevăr, te poate deranja. Dar problema lui, care e atitudinea ta, a părintelui, care e atitudinea bisericii, care e atitudinea predicatorului, față de acel copil. Dacă deranjul ăla cauzat ocazional, consider că merită sau nu. Eu mă uit, de exemplu, sunt într-o miercuri seara, sunt o duminică seara când predic și sunt momente în care parcă toți copiii o iau razna. De obicei sunt moderați, cuminți și mai departe și este într-o seară când parcă a intrat ceva în toți. Nu știu, în ziua aia nu a dormit niciunul. Nu crezi că e și ceva psihologic? Adică un copil vede posibil. Pe că unui alt copil îi se permit jucării, posibil. Poate mănânce sarmale, exagerez acum, și așa da. Mai departe, și el, vreau și eu. Dar, în momentele acelea, eu mă uit inclusiv la deranjul respectiv care se cauzează și la momentul respectiv de incomoditate poate, firește vorbind există, ca și o investire, un sacrificiu comun care îl facem pentru educarea copiilor noștri și până din urmă pentru mântuirea copiilor noștri. Mm-hmm. Noi investim ca și comunitate în copiii noștri, înțelegem că suntem toți responsabili, avem în grija noastră, în paza noastră, suntem responsabili pentru a îi cârmui pe calea Domnului după cuvântul lui Dumnezeu și când copilul tău, de exemplu, da, îi neastâmpărat într-o seară, eu nu zic, acum și Nathan ăsta și taică sau și nu știu ce, eu stau și mă gândesc, mai uite, și eu am copii, da, nu e doar copilul lui Andrei, copilul adunării într-un fel, da, în sensul că toți ne-am angajat în proiectul acesta și trebuie ca să stăruim în educarea lor, în disciplinarea lor împreună și aici ai... Se cere un sacrificiu de la mine ca și predicator, de la cel din bancă ca și frate și așa mai departe. Și împreună ne creștem copiii ca și comunitate în Domnul, cu speranța că dacă îi învățăm de mici să vină la închinare, să fie atenți, să prețuiască biserica, cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe, nu se vor depărta, conform promisiunilor Scripturii, de calea aceasta. Și pentru mine e un sacrificiu între ghilimele, foarte mic. Da. Să fiu deranjat de Nathan, ca exemplu, dau ca exemplu pentru că interacționez des cu el, într-o duminică seara, e un sacrificiu foarte mic comparat cu beneficiul care îl are Nathan, că e acolo, și cu bucuria care o am eu, ca și păstor, ca și frate, văzând pe copilul acolo și știind împreună ca și comunitatea mai contribuit la creșterea lui, la educarea lui, la investirea în el, valorile astea creștine. Totuși, cred că e ok să polarizăm puțin două aspecte, și anume celălalt, pe lângă răbdarea pe care noi trebuie să o avem ca și comunitate, atenție, susținere, protecție și așa mai departe, creștere, totuși există întrebarea asta. Să pot evita totuși un anumit tip de deranjuri?
Adică eu nu, noi nu o să zicem, domnule, trebuie să-i răbdăm. Acolo e un haos total în adunare, copiii să joacă, fug unul după altul. Nu, niciun caz nu e un haos. Aici unii să nu înțeleagă că... E o excepție. Ar trebui să fie o excepție. Și da. Există o perioadă de, de tranziție, da? La noi în biserică foarte... Adică cei mai mulți au venit din diferite medii în care copiii au fost la mama și copilul sau la diferite programe. Și a existat și poate și acum încă există, că mai scăpăm din nou în vechile obiceiuri și copilul trebuie educat în mod continuu. Da? Dacă tu o să zim ceva despre educația asta. A copilului ca să vedem că deși este copilul, totuși el poate să stea 2 ore în adunare. Da, acum, bine, la noi, de exemplu, și inclusiv programele, cred că sunt mai potrivite, inclusiv pentru familii, fiind programul de dimineață fiind doar 2 ore, nu 3-4 ore, cum mai sunt în unele biserici. De seara este 1 jumătate. Până la urmă, să fiu sincer, nici adulții nu cred că sunt stare să fie prezenți cu adevărat 3 ore, cum e programul clasic baptist, în care am crescut și eu, ora de rugăciune, școala duminicală și serviciu divin. Nimeni nu-i prezent trup și suflet 3 ore. Da? Să fie foarte clar, e inexistent. Dar educația începe, în primul rând, de acasă. În primul rând de acasă, începe a comunica, cum ziceam, verbal și non-verbal despre de ce mergem la biserică, ce se va întâmpla acolo, cât de important e faptul că acolo mergem ca să ne închinăm în prezența lui Dumnezeu, faptul că e un lucru deosebit de important, trebuie să fim respectoși, trebuie ca să... Dacă lucrurile astea se transmit copilului și verbal și non-verbal, copilul își va însuși o atitudine. Dacă tu îl pregătești pe copil ca să vină la biserică cum l-ai pregătit să meargă la fotbal sau la parc sau așa, el are un mesaj fals despre biserică. Cel puțin pentru el înțelege, măi, acolo mă duc să mă joc, acolo mă duc să mă distrez, acolo mă duc să nu știu ce și ăsta e scopul. Da, cu alte cuvinte, când plec de acasă, dacă eu iau trusa cu jucării, ce o să înțeleagă el că trebuie să facă la biserică? Să și acum nu să... Nimeni nu trebuie să mire că copilul ăla o să scape de 10 ori jucării pe jos, dacă eu m-am dus cu trusa de jucării, nu? Corect. Acum, într-adevăr, sunt copii, de exemplu, trebuie să fim și practici. Sunt copii care la o anumită vârstă au nevoie de o chestie, de chiar corect. Și psihologic, ca să se alinte, să se... Dar, în mult de vedere, aș da un sfat și asta nu e, cum se Apostol Pavel, asta e de la mine, dar totuși am și eu Duhul Sfânt. Animalele de pluș sunt divine, știi? Dacă aduci mașinuțe de fier și să tot scapă pe jos, când te vezi și o mamă să... Uai, scapă încă o dată mașinuța pe jos. Dacă era un animal de pluș, îl putea bate de pământ. De la o anumită vârstă, nici acelea nu mai sunt nevoie. Poate că îi aduci o hârtie și un crion, poate mai... Aduci un copil, după 2 ore, nu poți să stai chiar atent 2 ore. Dar intenția este, pe cât posibil, să-l introduci pe copil în ceea ce se întâmplă acolo. Nu să-l... îi creez o oază în care el să se adăposteze în închinare, dar totuși nu în închinare. Noi avem discuții cu fetele noastre, înainte de biserică, de multe ori, după biserică, despre faptul că așteptările noastre îi să participe. Să cânte când cântăm, să se roage când biserica se roagă și așa mai departe. Acum e clar, eu sunt realist. Fata mea de 6 ani poate nu va fi prezentă toate cele 2 ore, da? Dar vreau ca să introduc lucrul ăsta ca și fiind important. Mm-hmm. Și asta începe de acasă, asta e și în biserică, deci după ce am creat cadrul potrivit și le-am inițiat, și în biserică mai trebuie atenționate, mai trebuie o privire, mai trebuie... și asta este suficient dacă disciplina a început de acasă. Da, ai menționat un lucru și cred că este foarte important. Dacă copilul nu participă niciodată acasă în rugăciune, în citirea cuvântului, în cântare, e foarte puțin probabil că el deodată se cuplează când a văzut la biserică. Pentru el. Da, e foarte straniu. E un loc în care el n-are voie să facă nimic 2 ore pe săptămână. Dar și nu trebuie să fie, și acasă lumea. Cred că ai un fel dar nu de faci un alt program, da, un alt program. Dar chestii foarte simple, gen să te rogi cu copiii seara. De exemplu, noi obișnuim, eu sunt mai mult plecat foarte mult de acasă, cu serviciu, cu biserică, dar obișnuim să avem un moment de rugăciune înainte de culcare. E foarte important.
pentru fetele noastre nu e straniu că lumea se roagă. Dar nu e ceva straniu pentru ele. Poate că e un pic mai diferit, că se roagă mai mult, că e un serviciu de biserică, dar conceptul de rugăciune sau conceptul de a asculta pe altcineva în timp ce se roagă și a participa prin a spune amin sau prin a asculta rugăciunea respectivă, nu e straniu pentru copilul respectiv. Dacă n-ai făcut asta acasă, e straniu când ajunge la biserică. De asemenea, cu citirea din Scriptură, de asemenea, numai cu statul pe loc. Mulți copii au probleme de comportament, pur și simplu nu pot sta pe loc. Deci ce nu pot sta pe loc. Nu pot sta pe loc copilul. Zice, copilul meu e foarte energic. Îl înțeleg pe tot, dar copilul meu e foarte energic. Ce e foarte interesant e că dacă ne uităm la datele despre copii care le avem de la psihologi și așa mai departe, problema asta de a fi neastâmpărat ca și boală, încât să prescriu și medicamente, în ultimii 20-30 de ani a devenit așa de severă încât aproape că în America, aproape că toți copiii suferă de asta și se dau tot felul de medicamente pentru asta. Interesant e că cu câteva decenii în urmă nu era o problemă. Copiii puteau, prin educație, prin deprindere, ca să fie liniștiți suficient de mult încât să parcurgă programul de școlarizare și mai departe. Bine, e clar, dacă eu niciodată nu am un timp în care să-i cer copilul să fie liniștit, și zic, așa e copilul, tot timpul trebuie să fie neastâmpărat, normal că va fi greu mie să-l țin astâmpărat două ore. Cred că la un moment dat spuneai, ce o să faci cu el când îl trimiți la școală? Corect. Corect. Ce faci cu el? Și astăzi, unde o să stea educatorii au o problemă cu copiii ăștia, pentru că copilul pur și simplu nu are deprinderea să stea și să asculte. Deci crezi că e o chestie de deprindere, nu de boală, în cele mai multe cazuri? Există cazuri, nu zic nu, că nu în există, cele mai multe dar cazuri. În cele mai multe cazuri e o problemă de deprindere. Deci un simplu exercițiu, să zici la copil, uite, acasă, stai aici jos pe scaun și desenează. Nu fă altceva, nu. După 30 de secunde copilul va zice, dar acum vreau să fac nu știu ce, acum vreau să pornesc televizor, acum... Și cei mai mulți părinți ar spune, ok, nu e nicio problemă. Nu ești tu pentru asta liniștit. Da. Dar e o problemă. Copilul tău nu are disciplina să stea la masă și să deseneze, să facă un lucru care i-a plăcut 15 minute. Da? Sau părinți care zic, pe copilul meu, dacă e la vârsta de 7 ani, de 8 ani, de 9, de 10, de 12 ani, copilul nu stă să mănânce. Da? Mănâncă 3 guri și pleacă de la masă. Păi eu nu pot, că nu vreau așa de greu cu el. Nu există deprinderea necesară încât copilul, mulți oameni au întrebat, fetele voastre de mici le-ați pus la masă, mâncau. Da, dar a existat o pregătire. Și la fel cum există lucrurile elementare, să te legi la șireturi, să umbli, să mănânci și așa mai departe, trebuie să existe și la lucrurile astea puțin mai complexe. Mm-hmm. Să stai locului, să taci din gură, și Biblia ne poruncește, și să stai mut în prezența lui Dumnezeu. Da, psihologia modernă zice că trebuie să lași pe copil totdeauna să se exprime. Verbal, violent, oricum, și să nu-l... că va suferi psihologic dacă îl oprești să facă tot ce vrea el. Da, asta spune psihologia modernă, dar în același timp, e psihologia modernă care vine și e oripilată de rezultatele care dă psihologia modernă. De ce-s copiii așa de violenți? De ce-s copiii așa de răi? De ce-s copiii așa? De ce au tendințele astea? De ce există tot felul de atacuri în școală? De ce să bat copiii între ei și mai departe? Pentru că le-ați spus că orice sentiment au, pentru că le-ați spus că orice pornire au, ei trebuie să li se dea voie să o exprime. Și când exprimarea lui se dea în cap la un alt copil, nu vine acum și spune, păi știi, Andrei, dar de ce ai făcut aia? Pentru că asta am simțit. Deci și asta l-ai învățat. Asta l-ai învățat. Și justificat. Corect. În da. Schimb, în psihologia și creșterea copilului după Scriptură, cea clasică, îi explicăm la copil că inima lui deosebit de rea, că pornirile lui deseori sunt păcătoase, că trebuie să pocăiască de ele și că atunci când încalcă poruncile lui Dumnezeu prin comportamentul lui, e datoria noastră să-l disciplinăm în dragoste și să-l aducem înapoi pe direcția care Dumnezeu a trasat-o. Asta, da, într-adevăr, este mai traumatic, între ghilimele, pentru copil. Vor fi mult mai multe interacțiuni dificile între părinte și copil, dar, istoric vorbind, a dat rezultate foarte favorabile. Ce un subiect? Cineva zicea despre bomboanele în timpul programului. Ce crezi? Într-adevăr, eu practic foarte interesantă de când sunt eu mic.
când vin copiii, sunt surorile cu bomboane, care o scot din poșetuță și bum, la un moment dat, vreo 10 minute, sunt parte în toată adunarea la copii, mai ales sunteți copii mulți, la noi ar fi un dezastru. Da. Mai mulți aproape se umple, ca da. Se umple de pufuleți, de bomboane, de stixuri, de unul scapă toată punga cu stixuri jos sau cu pufuleți sau cu tot felul de chestii. Asta e un soi de drac care nu iese decât cu post și rugăciune. Zice, copilul nu poate să stea, e foame. E foame. Ce da. Zici? Moare de foame 2 ore. Deci ce e interesant, că tot moare de foame de Doamne, ferește. Deci dacă un copil e așa de înfometat încât dacă nu primește de mâncare în alea 2 ore la biserică, dacă asta ar fi caz real, ar trebui sunat la protecția socială, protecția copilului. Adică nu cred așa ceva. E aberant ca să-mi spui mie că copilul ăla n-a mâncat nimică în ziua aia și numai atunci dacă nu mâncă. Deci copiii nou născuți nu beau. Corect. Deci nu există așa ceva. Pe de altă parte, se creează o asociere. În momentul în care ai făcut o dată, de 2, de 3 ori, ai creat o asociere psihică în mintea copilului. Deja el așteaptă bomboană. Sau copiii care au fost învățați de acasă că la biserică nu se mănâncă sau nu se joacă, se uită la ceilalți copii. Corect. Și au întrebări. Corect. Noi am avut, exemplu, când am venit în Zalău și am mers la o biserică aici și veneau, exact cum ai zis tu, surori cu o bomboană, cu așa, și copiii, deci nu soția, copiii ziceau, nu mulțumesc, nu pot primi. Și am fost acuzați la un moment dat că ce fel de părinți suntem și Anca primea priviri și așa. Pentru că copilul era deja disciplinat, că el știa, mă, eu nu... Ce faci tu, de exemplu, când spune, lasă mai frate să ia, sau lasă tu băiatul să ia, că nu e nicio problemă. Care ar trebui să fie reacția mea? Pentru că am auzit mame care spune, mie mi-e rușine, eu l-am învățat, el a învățat, dar mi-e rușine să-i spun la sora aia. Deci, la sora aia? În primul rând că într-o comunitate sănătoasă, ăsta iar ar trebui să fie excepții, pentru că există o înțelegere comună, există o teologie mare parte comună despre creșterea copilului. Uh-huh. Astăzi eram la tine la masă. Și erau niște cookies, niște biscuiți foarte, foarte frumoși pe masă. Și Calvin a venit la masă și a mers ca să-și ia un biscuit de genul. Și am zis, Calvin, ai voie? Și el s-a adresat mie și a zis, pot ca să... Și am zis, Calvin, trebuie să întreb pe mama și pe tata. Eu nu pot ca să-ți dau voie sau să nu-ți dau voie. În momentul în care o soră vine și în fața copilului spune, lasă acum că e bine, nu fi și tu așa. Ea subminează autoritatea părintelui și în momentul în care tu cedezi în fața presiunilor sorei respective, tu încurajezi copilul să înțeleagă, bă, da, până la urmă... Dacă e suficient de... E o sugestie a lui tata când îmi zice să nu facă. Și dacă e suficient de multă presiune... În schimb, ce ar trebui să facă sora aia, îi să zică, uite, dacă tata tău spune că nu-i voie, cu siguranță tatăl tău știe mai bine ce e bine pentru tine și o să punem bomboana aici deoparte și dacă la un moment dat tatăl tău îți va da voie, oricând e disponibil pentru tine. Dacă sora nu face așa, care trebuie să fie reacția unei mame, de exemplu. Eu am auzit, zice, mi-a fost rușine să-i spun ce să fac. Și eu nu cred că ar trebui lăsată situația. N-ar trebui să-ți fie rușine ca să-ți educi copilul. Ce ar trebui să-i spui sorei? Dă-mi o... Ar trebui ca să-i explici sorei respective frumos, în dragoste, care e poziția ta, filosofia ta despre educarea copilului, faptul că nu vrei ca să lași pe copil să mănânce în biserică pentru că e lipsit de respect lucrul ăsta, pentru e lipsit de respect să mănânci în clasă, la școală, e lipsit de respect să mănânci într-o instituție publică, când stai la rând, e lipsit de respect cu atât mai mult în biserică, poate că nu îți convine pentru că o mânca prea multe dulci în ziua aia, indiferent ce ar fi, e de datoria ta ca și părinte să-ți educi și să-ți crești copilul și dacă tu ai spus una, nimeni ar trebui ca să vină și să spună în fața copilului altfel și că o rogi frumos ca să nu mai facă lucrul acesta, să nu atenteze autoritatea ca și părinte. Cu siguranță dacă e o soră pocăită va înțelege. Dacă nu va înțelege, trebuie ca să îi se reatragă amintea, poate trebuie cu o altă soră, poate dacă e o soră tânără ar fi bine să mai discute cu o soră mai în vârstă. La noi în biserică, dacă ar fi așa ceva și o soră spune, am discutat, dacă soția ta, de exemplu, ar zice, am discutat, am mers și cu sora Cristina și am discutat cu ea, că uite, tot face asta față de copilul meu. Tot nu înțelege, tot îmi spune că ea știe mai bine, asta ar fi un caz de disciplină. Deci îți spun foarte sincer, ar fi un caz de disciplină. Cineva care ar submina efortul comunității și a părinților respectiv de a învăța pe copii, da, să fie... Da. Da.
nici nu are nicio treabă cu bomboana. Aici e vorba de autoritatea părintelui, aici sunt alte chestii. Dacă unii zice, din cauza unei bomboane... Nu are nicio treabă cu bomboana. Ci cu atitudinea ei față de autoritatea părinților, da. Corect. Și față de efortul, într-adevăr, cum ai spus, al comunității de a-l integra pe copilul ăla acolo. În final, aș vrea să adresăm puțin câteva cuvinte pentru problema asta. De ce să nu ducem copiii într-un cadru în care sunt numai copii și o învățătoare sau sunt mai multe învățătoare, să-i, ca părinții să poată sta liniștiți. Simplu, de ce să nu scoatem copiii din slujbele adunării, poate pentru jumătate de slujbă sau pentru 70% de slujbă, da? Ca să fie într-un alt loc, da? Ca să fie învățați de altcineva, poate de persoane competente. Însă, într-adevăr, în multe locuri unde nu sunt persoane competente nici măcar să învețe pe nimeni nimic, da? Și într-un fel, înainte ca să ajungem la subiectul ăla, foarte pe scurt, e o daună foarte mare, de multe ori, mai ales în bisericile mai mici, care nu au oameni necesari să facă prin rotație, și pentru cei care se ocupă de copii. În sensul că ei se substrag de la închinarea bisericii și poate nu se duc ani de zile la biserică. Realmente, ei sunt cu copii acolo și după aia când stai de vorbă cu persoanele respective și îți dai seama că nivelul lor, teologic vorbind, e de nivelul unui copil, îți dai seama că n-ar vrea să fie mai mare decât acel nivel, că el n-a fost în biserică de 10 ani de zile. El e tot la grupa de copii ca și educatoare sau ca și educator la grupa de copii. Deci dauna și presiunea care se pune de multe ori pe anumite surori sau frați care de dragul copiilor fac slujirea asta, este nedreaptă. Și ar trebui ca și păstor să ne gândim, e corect ca să cer eu la câțiva frați, da, nu m-am gândit din niciodată, biserică, să nu participe la viața bisericii? Mm-hmm. Adică, mm-hmm, de ce? Să se sacrifice ei pentru noi? N-ar fi mai bine să ne sacrificăm cu toții pentru binele tuturor, inclusiv a copiilor? E o soluție mai corectă. Mm-hmm. Dar, revenind la ceea ce ziceai, de ce? Diverse. În primul rând, pentru că nicăieri în Scriptură nu vedem lucrul ăsta, pentru că nu ni s-a poruncit lucrul ăsta, pentru că întotdeauna când se vorbește, de exemplu, despre aspectul credinței, chiar și în Noul Testament se vorbește, dintr-un punct de vedere ori familiar, ori comunitar, da? Se vorbește despre el și casa lui care a fost mântuit. Da? Se vorbește... Ce înseamnă asta? Că copiii chiar au fost mântuiți în momentul ăla? Nu. Înseamnă că prin convertirea părinților, casa respectivă a intrat sub autoritatea lui Dumnezeu, sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, este acum cârmuită după anumite principii biblice, ca atare, cum folosesc, cred că frații tudoriști, pe terenul creștin, da? Și e, într-un fel, este legitim. Din momentul ăla, din momentul în care mama și tata devin creștini, sunt cu adevărat creștini, viața copiilor e transformată radical. Sfințiți, puși deoparte prin influența... Corect. Creștina, deci Biblia nu vorbește nicăieri despre separarea copiilor din închinare. Vedem întotdeauna copiii sunt incluși. Exemple care nu sunt neapărat foarte clare, dar de exemplu inclusiv în slujirea Domnului Iisus Hristos vedem că copiii întotdeauna sunt prezenți. La înmulțirea pâinilor vedem că sunt numărați bărbații și după aia spune și femeile, în afară de femei și copii. Deci femeile veneau cu copii, veneau cu familia. Cu copii și stăteau acolo și se asculta pe Domnul Iisus Hristos, apropo, până când li s-a făcut foame. Că realmente li s-a făcut foame și a fost nevoie ca Domnul Iisus să facă o minune ca să hrănească. Nu le-a dat pufuleț, între timp că nu a avut. Nu le-a dat. Poate că avea, bine, era oricum afară, da, e altă. Deci, peste tot în Scriptură vedem aspectul ăsta comunitar în care familia per total e inclusă. În al doilea rând, nu te poți aștepta de la un copil când îi dai altceva toată viața lui, când ajunge un om matur, să vrea o variantă care n-a învățat-o, n-a cunoscut-o, n-a văzut-o ca și fiind frumoasă. El a avut grupe de copii și dintr-o dată la 18 ani sau la 16 ani sau la ce vârstă hotărâți voi ca și biserică, de acum ești în biserică. Dar și îl pui 40 minute la rugăciune. Serios, nu rugăciune, Doamne, ai milă de cățelușul meu. Se pare foarte straniu, foarte neplăcut și pe drept, îi se pare așa. Și cântări mature, pline de teologie. Adică ce face pe ei să creadă că un copil care a crescut în ritmul ăsta, deodată se întâmplă ceva în el numai cu o intrat în adunare și se poate adapta la tot ce e acolo. Dovada pentru mine, eu am văzut lucrul ăsta cu ochii mei, că oameni care au crescut în sistemul ăsta cu grupe de copii și așa mai departe, bărbați, femei,
la un moment dat când ajung să aibă copii, să adăpostesc la mama și copilul. Nu le place în biserică și să duc acolo, deși n-au nevoie să fie acolo. De multe ori vezi și mamă și tată cu un singur copil la mama și copilul. Și dacă îi dăm, ce faceți aici? Păi știi că copilul, nici vorbă, el vrea să evite ora de rugăciune, el vrea să evite ce se întâmplă acolo, știi? Sau mai vezi bărbați care nici măcar nu au copii. Păi ce faci? Păi știi, mai ajut pe aici cu copiii. Nu, tu ar trebui să fii în biserică, dar el nu are o plăcere pentru ceea ce se întâmplă în biserică, nu gustă ceea ce se întâmplă acolo, pentru că toată viața ei s-a servit altceva. Lucrul ăsta e foarte nociv, foarte nociv. Deci, în primul rând, ziceam, Biblia nu vorbește în termenii ăștia. Biblia, cred că s-ar putea face un argument foarte solid, prezintă o viziune intergenerațională a bisericii. Ar trebui să existe relații între generații și asta începe din biserică. Din biserică, dacă eu cu Calvin, de exemplu, care am discuții foarte frumoase teologice, nu ne-am închina între ghilimele împreună, că dacă e născut din nou sau nu, sau poate, chiar la vârsta lui să fie, nu știu, dar eu vreau să mă închin cu copilul ăsta, el văzând asta, el văzând, măi, eu stau pe scaun, fratele păstor stă pe scaun, eu cânt, el cântă, există o unitate. Calvin își permite să vină la mine după biserică, zic că frate, uite, am o întrebare. Sau câteodată când ieșim în oraș, să pun de jos și să zic, hai frate, stai aici lângă mine să povestim un pic. Și discutăm din Scriptură. De ce poate copilul ăsta? Pentru că există un teren comun, da? Există ceva care el înțelege, măi, nu înțelege exact ce încă, dar înțelege că există ceva comun între noi. Noi în fiecare miercuri suntem acolo, cântăm împreună, ne rugăm împreună, mi-ascultă predice și așa mai departe. Inclusiv asta e dăunat, și fac o paranteză, relația între slujitor și copiii bisericii. E dăunată foarte puternic. Da, e dăunată, uite, de exemplu, când privești pe un slujitor, știi, el cu Biblia mare la piept, se uită așa la copii, se duce în față, măi, copiii ăștia care fac gălăgie și așa mai departe, știi? Da, da, prin faptul că e scos din biserică, el nici măcar nu are oportunitatea să interacționeze cu păstorul bisericii în cadrul închinării. Pentru el e inexistent. Și păstorul bisericii e un străin pentru el. Când la 18 ani vine să-i facă catecheză înainte de botez, el nu a interacționat în niciun fel, nici în privat, nici în public, cu slujitorul respectiv. Poate doar prin părinții lui care l-au criticat pe păstor acasă. Exact. Deci, unu, Biblia prezintă modelul acesta, nicăieri nu ne spune ca să extragem pe copii în afară. Din contra, cred că ar fi indicii că ar condamna și Domnul Iisus condamnă aspectul ăsta când ucenicii vor ca să evite deranjul copiilor față de Domnul Iisus. În al doilea rând, cum ziceam, dacă nu le dai un model demn de urmat de acum și nu îi integrezi de acum când vor fi mari, nu vor mai vrea lucrul ăsta. Și în cele din urmă, cred că este foarte, foarte important pentru relația părintelui cu copilul. Deci nu numai că relația copilului față de biserică se alterează, se denaturează, dar relația părintelui față de copil este denaturată, pentru că este momentul cel mai frumos de unitate în familie. Și copilul e scos exact. Și copilul e scos. Când eu mă închin. Când eu proclam niște adevăruri despre relația mea, de exemplu, cu soția mea, care îs net superioare despre simplu fapt că trăim în aceeași casă. Unitate care merge dincolo, inclusiv de taina faptului că suntem căsătoriți, taina că suntem împreună în trupul lui Hristos. Eu vreau ca copilul meu, ca să mă vadă pe mine cu soția mea, nu numai ca și mamă și tată, soț și soție, dar ca frate și soră în Hristos. Lucrul ăsta e foarte important să înțeleagă. Să mă vadă la cina Domnului. Să mă întrebe de ce eu cu mama luăm cina Domnului și ei trebuie să stea jos. Da? Deci asta dinamici între relația lui cu biserica, relația lui cu cei din biserică, cu relația lui cu mine ca și părinte, care le alterez dacă nu las acolo un cadru care l-a creat Dumnezeu. Și Biblia spune și în proverbe, de mai multe locuri, Biblia ne arată că maturizarea unui copil, chiar și logic dacă e maturizarea unui copil, nu are cum să aibă loc în mijlocul unor copii. Corect. Ci în mijlocul unor oameni maturi. Deci sunt niște copii care la 4-5 ani spun niște lucruri, cum zicem noi, trăznite, doar pentru simplu fapt că au stat cu mult timp cu adulți lângă ei și mintea lor a fost forțată să gândească în conceptele alea. Nu? E același lucru care se întâmplă la școală. De exemplu, nu? Un profesor care trebuie să predea o materie, nu zice, măi, copilul ăsta încă nu știe tabla mulțirii, nu o să-l forțez cu materia asta, că el
e greu pentru el asta. Nu, întotdeauna vii cu ceva care e peste nivelul lui. Uh-huh. Aceeași chestie se întâmplă în biserică. Okay, e greu pentru copil să stea cu minte două ore, da? Dar asta nu înseamnă că eu nu încerc ca să îl împing înspre ținta respectivă. E greu pentru copil să înțeleagă exact tot ceea ce se întâmplă în închinare. Bun, va înțelege puțin, după aia mai mult, după aia mai mult. Deci întotdeauna eu încerc ca să-l împing, și asta se întâmplă în viață, să-și depășească nivelul. Și un copil care e în mijlocul adulților, care participă la discuții de un nivel peste nivelul lui, se va dezvolta foarte repede. Va da semne de un copil inteligent, va da vocabularul lui, se va dezvolta înțelegerea lui teologică, se va dezvolta multe lucruri, se vor dezvolta. Un copil care întotdeauna e tratat ca și un copil, medici, de exemplu, și psihologii zic că dacă vrei ca și copilul tău să vorbească și să se dezvolte verbal, lingvistic, vorbind mai repede, nu mai vorbi cu el ca și un bebeluș. Pentru că copilul învață atunci când tu vorbești corect cu el. Deci nu vorbi cu copilul gugu, gaga. Dacă vrei ca să vorbești cu copilul tău de 6 săptămâni, spune-i, dragul mami, mama te iubește, tata te iubește, uite, așa, așa. Și copilul tău, care ascultă lucruri care nu le înțelege, da? Creierul lui se formează după ce aude. Mulți copii care nu vorbesc numai foarte târziu în viață, e că tata, în loc ca să le vorbească, să le citească, l-a drăgălit. Aceeași chestie se întâmplă și în cadrul bisericii. Copilul ăla nu va înțelege niciodată ce se întâmplă în biserică și adevărul adânc scripturale, dacă tu nu îi le spui și nu le expui. Și dacă toată lumea se uită la el, nu înțelege nimic. Ai copilul ăla, pe la 16 ani discutăm cu el. Pe la 16 ani e prea târziu. Da, nu mai are testamentul, nu mai are tragedie, categoriile în mintea lui, nu are vocabularul necesar. Da. Dacă ai vrea să faci o concluzie, un sfat pentru biserică, pentru păstori, un sfat pentru familie. Concluzie. Da, pentru familii, nu acceptați alungarea copiilor din adunare. Nu. Dacă se practică în biserică lucrul ăsta? Refuzați. Eu vreau ca copilul meu să stea în biserică, e dreptul meu, e responsabilitatea mea. Nu lăsați practica asta să vă distrugă familia. Practicați disciplina acasă, practicați disciplinele spirituale, disciplinați copilul în mod continuu. Nu e o chestie în care l-ai învățat 2-3 săptămâni și după aia ai terminat cu el. O paranteză, când spunem disciplinat, să nu vă treacă prin minte o chestie balcanică, bateți copilul ca să stea cu minte. Deci nu despre asta discutăm, vorbim despre a-ți obișnui copilul. Corect. O consecvență. Exact, de a folosi tot felul de pârghii pentru a-l face să stea cu minte, să asculte. Și așa mai departe, da? Să nu-i treacă cumva. Da, absolut. Că unii își imaginează că, deci să disciplineze copilul. Adică, pe când îi spun în biserică, stai cu minte. Bum! Deci nu ne referim la chestiunea asta, nu, da? În niciun caz. În niciun caz. Cred că poate alt live despre... Da, un alt live. Cei mai mulți părinți, din păcate, abuză. Zic, păi Biblia spune, nu, Biblia spune multe lucruri. Aplică tot și vei vedea că nevoia de disciplina fizică scade drastic. Nu zic că nu e un loc pentru asta, că Biblia, într-adevăr, spune că asta e un instrument esențial, dar dacă aplici tot, da? Dacă aplici tot, nivelul de disciplină fizică scade. Eu cu fetele mele care sunt foarte mici, pentru că mai ales soția e foarte consecventă în disciplinarea lor și aș putea poate număra pe o mână când s-a ajuns la o disciplină de genul fizică. Și aia poate simbolică. Că... Da, mai mult simbolică. Dar în biserică, de exemplu, oriunde ar fi, dacă la noi e o chestie, dacă număra până la 3 și nu s-a percutat, copiii știu că sunt consecinți. Dacă în biserică una dintre fete ar face ceva și mă uit la ea și ni se intersectează privirile și fac 1, 2, n-ajung la 3. Și nu înseamnă că o să scot cureaua, nu înseamnă... dar există o consecvență. Copiii știu când tata zice ceva, când mama zice ceva, se respectă și așa mai departe și au o experiență de câțiva ani de zile de consecvență. La asta ne referim, de a educa. Asta e mult mai greu ca să fii consecvent tot timpul. Dacă ai zis un lucru, după aia să stai de vorbă, să explici la copil, să-l corectezi. Dacă există o consecință, să o aplici în mod consecvent. Mai e ușor să-l urechești decât să stai să explici. Ai două și ai terminat. Copilul nici nu știe de ce, cum. Important e că o scăpa de bătaia aia, așteaptă următoarea. Da? Deci nu acceptați copiii să fie scoși afară. Educați-i de acasă. Discutați cu păstorii și cu conducătorii bisericii. Explicați-le dorința voastră copiii să facă parte. Rugați-vă pentru biserică, pentru păstori. Nu e ușor. De exemplu, să predici când ai foarte mulți copii care e mai forfotă. Nu e greu, deci trebuie ca să înțelegi că poate păstorul nu e rău intenționat, dar nu are soluțiile necesare, nu are înțelesul necesar. Pentru păstori,
iubiți cu adevărat copiii. Deci iubiți-i în sensul că doriți-vă ceea ce e mai bun pentru ei, doriți-vă mântuirea sufletelor lor, doriți-vă educarea lor biblică și dacă iubiți în felul ăsta, atunci îi veți vrea acolo unde trupul lui Hristos se închină lui Dumnezeu. Un loc mai bun, mai frumos. Dacă ai întrebat pe un creștin unde poate fi mai frumos decât acolo unde trupul lui Hristos, mireasa lui Hristos, cântă laude la adresa lui Hristos, se închină lui Hristos, unde poți găsi un loc mai frumos? Nimeni în mintea lui sănătoasă ne-ar spune, dar e mai fain la mama și copilul. Nu. Acolo, în sala de tron, în care astăzi în biserică avem așa un aperitiv de ceea ce urmează să vină, acolo e cel mai frumos și eu vreau ca copilul meu să guste din aia, nu de ceea ce se întâmplă la mama și copilul. Asta ar fi sfatul pentru pastori. Iubiți-i pe copii, uitați-vă în Scriptură și vedeți ce spune Scriptura despre creșterea copilului în familie, despre rolul familiei în biserică și prin învățătură, cu răbdare și va fi foarte multă răbdare și tot trebuie reiterat, conduceți biserica pe un drum în care să fie o comunitate integrată care caută să-și crească familiile, copiii în frică de Dumnezeu după cuvântul lui Dumnezeu și nu vor regreta. Frații, cum, frații, surorile, cum poți să avute o familie cu copii? Care practic, sunt biserică? Da, care sunt biserica. E foarte important și asta nicio biserică nu e neapărat desăvârșit tot timpul, ca prima dată să existe un postament teologic bun, comun, încât să se înțeleagă că ceea ce se așteaptă de la mine, de exemplu, ca și un frate în biserică, atunci când copilul tău vine și stă lângă mine, e ca să fie educat după aceleași principii. Da? Dacă el și stă lângă mine, eu nu o să zic, ok, acum hai să văd, nu știu, îi dau niște jucării, niște mâncare, niște ceva. Eu zic, calmi, uite, ai venit lângă mine, super, uite, hai să cântăm împreună, hai să ascultăm împreună. Și atunci, în momentul în care există un postament comun, frații pot participa în educarea copiilor, în biserică și în felul acesta, pentru că toți înțelegem care e scopul și ținta comună. Dacă nu există asta, atunci tu ai o idee despre ce ar trebui să se întâmple cu copiii în biserică, eu am altă idee, eu cred că, bă, copilul ăsta oricum nu înțelege, hai ca să-l las să joace sub bancă, tu crezi că înțelege și ar trebui ca să-l implici în închinare și va fi o tensiune. Dar dacă avem aceeași idee, în linii mari, poate că e o mamă cu doi copii și trebuie să meargă unul dintre ei la baie. Da? Eu ca și frate sau soră zic, hai lângă mine, stai lângă mine, ne rugăm împreună. Da? Lucrul ăsta mă bucură foarte mult când văd copiii la noi în biserică, de exemplu, care sunt foarte atașați de cei mai în vârstă și la un moment dat le zic bunicul sau bunica, dar ei nu sunt bunicul sau bunica, e frate și soră. Sau cum intră copilul mic în biserică și îl vede pe fratele Avram Ciupe, care e un frate mai în vârstă care vine și de obicei el deschide biserica. Ac, direct la el merge copilul. De ce? E obișnuit ca să stea lângă el, e obișnuit ca să fie lângă el în închinare. Lucrul ăsta e un lucru absolut minunat. Eu cred că copiii ăia vor crește cu relații foarte sănătoase cu oameni de diferite vârste și inclusiv când vor fi mai mari. Îți dai seama ce cuvânt au de spus oamenii ăia care au o relație apropiată când copilul are 14 ani, 16 ani, 18 ani. În schimb, un copil care e scos afară și vine, dacă vine fratele Avram sau fratele mea și spune, băi băiete, hai să spun și eu un sfat, du-te moșule de aici, ce treabă ai tu? Foarte important. Deci ce poate face? Poate ca să asiste pe familia aia, pe părinții aia, în educarea copilului după cuvântul lui Dumnezeu. Dar să se întâmple asta trebuie să fie un numitor comun. Și aici păstorii au foarte mult de făcut. Da învățătură, a încuraja. Noi, odată la, poate, să zicem, câteva luni de zile, avem poate un mesaj, o intervenție, o discuție în care încurajăm familiile, în care încurajăm pe cei care sunt noi veniți și nu s-au obișnuit încă, care au copii și le spunem, uite, dacă ai un copil care încă nu s-a obișnuit, care te lupți cu el să le duci, noi suntem aici să te ajutăm, nu să te judecăm, nimeni nu se uită urât, nu se va uita urât la tine, nimeni nu te va judeca, noi toți suntem aici împreună și ne luptăm pentru binele copiilor noștri și avem de multe ori, așa, la câteva luni, câte o mică intervenție, mai și câte o mică critică când e nevoie, sau poate în particular e nevoie de avut o discuție. Uite, poate o mamă chiar nu știe, nu poate, nu mai reușește cu copilul ăla. Și încercăm să-i ajutăm. Uite, anumite metode, anumite idei. Suntem o comunitate și încercăm să fim o comunitate în care conștientizăm și practicăm educarea copiilor împreună. Pentru că suntem mai mulți frați în Hristos.
Super, mulțumim tare mult, frate Mihai. Dragi prieteni, mulțumesc pentru toți cei care ați vizualizat clipul ăsta, că ați fost prezenți cu noi și celor care îl vor vizualiza în urma unui like, a unui share. Cred că este un mesaj important despre prezența copiilor în biserică, foarte important, cred că e crucial, mai ales datorită exodului de tineri din biserică, care la rădăcină are și faptul că cu 15 ani înainte au fost scoși afară din biserică și dacă tot ne-ați scos din biserică, noi tot vrem să ne ducem. Pentru o revenire la calea biblică, biserica, păstorii, familiile trebuie să primească cu drag copiii. Dați un like la clipul ăsta, dați un share pe unde apucați și ne-am bucurat ca mesajul acesta pro-copii, pro-slujbe ale adunării, pro-educarea lor în spiritul Scripturii să ajungă la cât mai mulți oameni. Ne vedem la următorul live dacă Dumnezeu ne ține în viață.